Salut! Tu știi ce înseamnă DA și PA în mediul online? Cu siguranță ai mai auzit de acești termeni, dar poate ți-ai pus întrebarea ce înseamnă acești indicatori. Să știi că performanțele unui website sunt măsurate în mediul online de câțiva indicatori, care vă pot spune cât de apreciat și de important este site-ul vostru în mediul online. Pe lângă viteza de încărcare și alții factori care îi simțiți voi vizual, să zic așa, nu știu, textul, cum este așezat, să fie responsabil și așa mai departe. Mai avem câțiva indicatori în mediul online care ne apreciază site-ul și ne spune cât de important este site-ul nostru în comparație cu alte site-uri. Voi încerca să vă explic pe fiecare în parte ce înseamnă și cum le putem verifica. Sunt cam vreo opt uh, indicatori destul de importanți, însă cel mai important la ora actuală din punct de vedere este DA. DA înseamnă Domain Authority și este o metrică dezvoltată de Moz. Moz este o companie care furnizează instrumente de marketing online pentru a evalua puterea și relevanța unui website. DA este o valoare cuprinsă între 0 și 100 și se bazează pe o serie de factori cum ar fi numărul de linkuri de la alte site-uri, calitatea acestor linkuri, calitatea conținutului și alți factori de relevanță pentru SEO. Un site cu un DA mai mare are o probabilitate mai mare să apară în primele poziții în rezultatele de căutare. Deoarece este considerat mai puternic și mai relevant pentru anumite cuvinte cheie. Însă, trebuie să țineți cont că un DA este doar o estimare a autorității unui domeniu și nu garantează poziționarea în primele locuri în rezultatele de căutare. Deci, dacă aveți un DA mare, să nu așteptați să apară neapărat în primele căutări, pentru că nu este chiar atât de relevant. Ce înseamnă PA? PA înseamnă Page Authority. Page Authority este o metrică dezvoltată tot de moz pentru a evalua puterea și relevanța unei pagini Web individuale, deci nu a domeniului Web a paginii principale, a unei pagini din site-ul vostru. PA se bazează pe o serie de factori. La fel cum este, num cum este numărul de linkuri de pe alte site-uri care conduc la aceea pagină, calitatea acestor linkuri, relevanța și calitatea conținutului. Similar cu DA, PA. Page authority este o valoare cuprinsă între 0 și 100, iar o valoare mai mare indică faptul că o pagină web este mai puternică și mai relevantă pentru anumite cuvinte cheie. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont că PA este doar o estimare a autorității unei pagi, unei pagini și nu garantează poziționarea în primele locuri în rezultatele de căutare. TB, TB este total backlink. Total backlink reprezintă numărul total de linkuri care conduce de la un site către site-ul vostru sau o anumită pagină web sau către întreg domeniul. Aceste linkuri sunt considerate importante pentru SEO deoarece motorii de căutare, precum Google, utilizează linkurile ca un factor de uh, creștere, de, de range. O să vedeți în mediul online, o să întâlneți în, în modul acesta. Deci, în principiu, cu cât există mai multe linkuri de înaltă calitate care merg către site-ul vostru sau către o pagină din site-ul vostru, cu atât este mai probabil să fie considerat mai important și mai relevant în ceea ce privește cuvintele cheie căutate. Quality backlink (Qb) o să-l găsiți. Quality backlink sau linkuri de calitate, exact așa cum se înțelege din limba engleză, sunt linkuri care conduc de la alte site-uri către site-ul vostru sau către o anumită pagină din site. Și aceste linkuri sunt considerate importante pentru SEO deoarece ajută la creșterea autorității și relevanței paginii sau a întregului domeniu în ochii motorului de căutare. Deci nu contează neapărat numărul de site-uri care uh, face trimitere către site-ul vostru, numărul de site-uri care aveți voi backlink-uri, contează foarte mult și calitatea backlink-urilor. Foarte, foarte important. Pentru a obține niște quality backlink-uri de înaltă calitate, este important să creați conținut valoros și relevant, care să-i atragă pe alți proprietari de site-uri și să dorească să vă citească conținutul vostru. De asemenea, puteți construi backlink-uri prin intermediul parteneriatelor cu alte site-uri și prin promovarea conținutului dumneavoastră prin intermediul rețelelor sociale sau altor canale de marketing digital. Percentage of quality of backlink Percentage of quality of backlink sau procentul de calitate al linkurilor, al backlink-urilor, este o măsură în care se măsoară procentul de linkuri, de backlinkuri care sunt considerate de înaltă calitate sau relevante pentru o anumită pagină web sau pentru întregul domeniu. Această metrică se referă la procentul de linkuri de calitate față de numărul total de linkuri. Deci dacă aveți 100 de, de backlinkuri către site-ul vostru, poate doar două sunt de bună calitate, restul sunt plătite sau, nu știu, sunt de slabă calitate, iar Google, să știți că, în general, detectează chestia asta. Este important să aveți un procent cât mai mare de linkuri de calitate, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ asupra clasamentului în rezultatele motorelor de căutare. Un număr mai mare de linkuri de calitate poate ajuta și la creșterea autorității și relevanței paginii sau întregului domeniu, ceea ce poate duce la clasări mai bune în rezultatele de căutare. Mostrast. Mostrast este un indicator care are vreo câțiva ani de când se măsoară și este o metrică dezvoltată tot de Moz, care măsoară cât de multă încredere are un site web în ochii motoarelor de căutare, bazându-se pe backlink-urile către acel site. Acesta se bazează pe ideea că un website care primește mai multe link-uri de la site-uri cu încredere și autoritate este mai probabil să fie considerat de încredere și să beneficieze de o mai mare încredere în ochii motoarelor de căutare. Mostras utilizează o scară de la 1 la 10, unde 10 este cea mai mare încredere și indicația că un website este de încredere și are un profil de backlink-uri destul de sănătos. Este important să țineți, faptul, să țineți cont de faptul că mostras este doar o estimare a încrederii unui website în ochii motorului de căutare și nu vă garantează, niciun indicator nu vă garantează poziționarea primelor locuri în rezultatele de căutare. Spam Score sau o să-l vedeți ca prescurtare SS, Spam Score, este o metrică dezvoltată tot de Moz, care măsoară probabilitatea ca un site web să fie considerat spam sau să folosească tactici neregulate de SEO. Această metrică se bazează pe varietatea de factori, inclusiv profilul de backlink-uri și conținutul site-ului. Scorul spam poate fi evaluat de la 0 la 17, unde o valoare mai mare indică probabilitatea ca mai multe site-uri să fie considerate spam. Site-urile cu un scor spam ridicat sunt susceptibile de a fi penalizate de motor de căutare și de a fi clasificate mai în jos în rezultate de căutare. Pentru a reduce scorul spam este important să evitați practicile neregulate de SEO precum construirea excesivă de backlink-uri, folosire de conținut duplicat sau irelevant, generale de backlink-uri de spam sau plasarea de cuvinte cheie în mod excesiv în conținutul paginilor. Este destul de important să monitorizați scorul spam pentru site-ul vostru și să vă luați măsuri adecvate pentru a reduce probabilitatea ca site-ul să fie considerat spam. Off-page SEO score Off-page SEO score este o metrică care măsoară calitatea și cantitatea linkurilor, backlinkurilor care duc care conduc la site-ul vostru web, precum și calitatea și relevanța site-urilor care oferă aceste linkuri. Această metrică se referă la activitățile SEO care se desfășoară în afara paginii web pentru a crește autoritatea și relevanța site-ului în ochii motorului de căutare. Off-page SEO este important pentru a ajuta la creșterea vizibilității site-ului în rezultatele de căutare și la obținerea de trafic organic. Pentru a obține un off-page, SEO score ridicat, este important să aveți o strategie solidă de construire a backlink și să obțineți link-uri de la site-uri relevante și de înaltă autoritate care sunt considerate de încredere în ochii motorului de căutare. Off-page SEO score poate fi evaluat folosind o varietate de instrumente de analiză de SEO, precum MO sau AHREFS. În general, cu cât aveți un off-page SEO score mai mare, cu atât este mai probabil să aveți o mai bună poziționare în rezultatele de căutare și să obțineți mai mult trafic organic către site-ul vostru. Bun, cam astea sunt cele mai importante instrumente de măsurare a calității unui website în mediul online. Acum haideți să vă arăt cum se poate și pe ce site puteți să vă aflați autoritatea site-ului și să vedeți toți, acest, toți acești indicatori. Bun. Instrumentul care eu îl folosesc pentru a vedea CDA și PA am pentru un domeniu se numește websiteseochecker.com slash domenii authority checker. Bine, odată ce intrați pe websiteseochecker.com o să vedeți aici că aveți mai multe instrumente, dintre care al doilea este domain authority checker. Aici puteți să băgați URL-ul. Eu o să bag URL-ul de la firme365.ro, este tot un domeniu de-al meu, în care chiar scriu advertoriale și chiar am foarte, foarte multe backlink-uri și o să-i dau acum Check Authority. Și vedeți, aici am URL-ul, aici am DA, PA, TB, QB, QP, MT, SS și OS. Sunt exact acele, acele instrumente des, despre care noi am vorbit. Le găsiți pe tot aici. TA, Total Backlink, QB, Quality Backlink, P, B, Percentage of Quality of Backlink, MT Mostras, SS Spam, Spam Score și așa mai departe. Pe păi toate le vedeți aici. Bun. Acum știți fiecare, fiecare, lucru de aici ce înseamnă și aici îmi spune și vârsta. Acum știți fiecare indicator ce înseamnă și cum le puteți, cum le puteți gestiona mai bine. Sper să vă fie de folos această lecție și dacă aveți întrebări nu ezitați să mă contactați la pagina de comentarii.